Poliția locală îi avertizează pe cetățenii că vegetația necosită și prezența ambroziei duc la sancțiuni drastice pentru proprietarii de terenuri. Oamenii legii vor continua verificările. Problema vegetației crescute din abundență, care reprezenta adevărate focare de infecție, atrăgând insecte ce pot transmite boli, transformând terenurile în pericole pentru sănătatea populației, precum și surse reale de infestare cu plante alergene, precum ambrozia, este în atenția polițiștilor de la Serviciul pentru Protecția Mediului. Astfel, de la începutul lunii iunie și până în prezent, au fost identificate și reverificate un număr de 277 de terenuri de pe raza municipiului Timișoara, fiind aplicate în total 71 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, poliția locală atrage atenția că sancțiunile prevăzute pentru necosirea buruienilor, vegetației ierboase și lemnoase de pe terenurile virane deținute sub orice formă, precum și din jurul imobilelor, se sancționează cu amenzi între 2000 și 2500 de lei. Totodată, potrivit legii 62 din 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, în cazul nerespectării măsurilor impuse în urma aplicării avertismentului, amenzi Zile pot fi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, iar 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice.